Vreau să vă prezint o poveste incredibilă și vreau în același timp să vă mulțumesc că și ieri ați fost alături de noi și alături de familia Vică, familie prezentă aici pe canapea. Le-am schimbat așa sărbătoarea Crăciunului. Sper să facem același lucru și pentru invitații mei din această seară, pentru că vă vorbesc despre o poveste incredibilă. E vorba de Teo, un băiat pe care adolescenții de vârsta lui îl batjocoresc și îl strigă mânuță, pentru că s-a născut fără degetele de la mâna dreaptă. Mai mult are și hemipareză pe partea stângă. Nu poate să-și lege singur șireturile și abia de curând a reușit la 15 ani să mănânce fără ajutorul mamei lui. Cu toate acestea, băiatul acesta pe care vreau să-l admirați joacă rugby de performanță. Are o poveste incredibilă și foarte emoționantă și vreau să vă spun că merită să-l cunoașteți. Așadar, vă rog, fiți atenți la această poveste și haideți să fim alături de el. S-a născut fără degete la mâna dreaptă. Se întâmpla să-i spună mânuță sau, eu știu, diverse lucruri. Cred că poți să ai excele și cu problema mea. Când am dat mâna cu el, a rămas puțin blocat, dar noi am arătat asta. E aparte. E un copil aparte. Hai, începeți cu pase normale, până la buci și înapoi. Hai, de mult pase normale. Cum se împacă școala cu antrenamentul de zi? Bine. Merg la școală, stau, vin acasă, îmi iau echipamentul și mă duc, vin aici, în Ghencea, la antrenamente. În fiecare zi vii la antrenament? Nu, doar de două zile pe săptămână. Și cât timp petreci la antrenament? O oră, două. E solicitant? Cam da. Păi vrem să te vedem și noi în teren. Da. Schimbăm câteva mingi. Ești pregătit? Da. Hai să vedem. Prinde. Și așa am intrat în lumea lui Teo. Am aflat că este elev în clasa 9 și are 15 ani. L-am cunoscut pe terenul de rugby la un antrenament. Alerga, prindea mingi și ne-a întins o mână, în semn de salut. Ne-a cucerit imediat cu zâmbetul lui, cu determinarea pe care o are pe teren. În primele momente, când interacționezi cu el, uiți că băiatul acesta care face rugby de performanță are o problemă serioasă la mâna și la piciorul stâng. Din primele cuvinte schimbate, parcă ne știm de o viață. E vesel, optimist și extrem de curajos și ambițios. Nu am nicio problemă, ne spune cu ochii senini, chiar dacă s-a născut fără degete la mâna dreaptă și cu o hemipareză pe partea stângă. Asta nu a fost o piedică pentru el, iar de un an de zile, chiar dacă nu vă vine să credeți, se împarte între școală și rugby. Și a ales acest sport pentru că e mai dur. Nu e obișnuit cu lucruri ușoare. Viața l-a crescut așa. Această problemă ta de sănătate poate fi un handicap în a practica acest sport, în a ajunge un sportiv de performanță? Nu. Eu nu mă consider că am mâna. Adică o simt așa, dar nu o bag în seamă. Și merg în continuare. Cred că poți să ai excele și cu problema mea. Deci nu crezi că ai minusuri față de ceilalți colegi, nu? Nu. Ești, sunteți toți egali. Da. Îmi spune unde te visezi. Da, să joc la națională. Am avut destule generații, între care și acest copil care văd că se ține de sport și vrea să facă ceva în viață. Când a venit la dumneavoastră? Are cam un an de zile, l-a adus un alt coleg de-al lui. Când am dat mâna cu el, a rămas puțin blocat, dar noi am arătat asta. Ușor, ușor, el văd că a început să meargă, adică prinde cu ambele mâini, dă pase cu ambele mâini, se duce în placaje frumos cu ambele mâini. Deci un lucru mare. Ajută sportul un astfel de copil cu probleme? Mai ales sportul ăsta. Deci să vă spun o treabă, când mingea vine de sus în jos, cam 3 secunde durează până coboară. În 3 secunde trebuie să iei decizie. Ori o prinzi și dai pas, ori o prinzi, intri, ori o prinzi, șutezi, ori strigi dacă ești în 22 mark. Sunt mai multe posibilități. Deci asta este un lucru foarte mare în viață. Dacă iei o decizie și o iei corect, este foarte bună. Sportul ăsta al nostru te ajută. Și l-ajută și pe el. Și pe el, normal. Da. Chiar dacă are o boală.
boala, poate să zicem că am trecut-o. Am trecut-o, gata. Dacă face sport, nu e bolnav. Este problema lui care, cum să zic, nu o ține în el, nu o povestește, dar omul își vede de viața lui. Își vede de viață mai bine ca mulți din jurul lui. Nu are un trai ușor. E obișnuit să nu reușească să-și lege șireturile singur, să nu mănânce singur. S-a chinuit ani de zile să poată să ia masa fără ajutorul mamei și abia de curând a reușit, iar pentru el asta e o performanță. Cea care i-a dat viață îi stă mereu alături și a dat dovadă de o putere incredibilă. N-am știut că am făcut ecografii, dar, ba, din potrivă, numărau degețelele la ecografii și nu s-a văzut absolut nimic. Am făcut chiar și înainte de naștere. Mi-a numărat, mi-a rămas în minte că îmi numărau degețelele și da, a sfârșit, a fost cu mâna. A spus că ar fi fost o nervură care în lichidul amiotic care a strangulat cumva și n-a dat voie să se dezvolte degetele. Așa a fost să fie. Atunci la naștere mie nu mi-au spus decât că are o problemă la mânuț, că culmea, primul lucru care l-am întrebat a fost, e întreg? Și nu mi-au spus chiar imediat. Mai târziu mi-a spus că are o problemă la o mânuță, dar să stau liniștită, că nu e grav și așa. Că el fiind un copil destul de agitat și de energic de mic, nu s-a observat că avea și o hemipareză pe partea stângă. Și care s-a observat de-abia când a început să meargă în picioare. Am sesizat că un picior, unul l-a pus jos, unul rămăsese mergea pe vârf cu el. Și mâna stângă, medicii spuneau că nu o deschide din cauza că el e dreptat și că neavând degete la mâna dreaptă, nu-și dă seama să deschidă și mâna stângă, ținea un pic strâns pumnul. După ce s-a născut, atunci a fost, mă culcam plângând și mă trezeam și ridicam păturica să văd dacă nu cumva a fost un coșmar și... Ce era în sufletul dumneavoastră? Greu a fost, foarte greu. Primul an a fost greu de tot. Am plâns atunci la spital. Asta a fost. Când v-a fost cel mai greu? Atunci, în spital, mi-a fost greu. Atunci mă încurajau asistentele, spuneau că există, că în timp o să se facă minuni și... Minunile au întârziat să apară. Lui Teo i-a fost din ce în ce mai greu. A ajuns dependent de mama lui, iar de operație nici nu s-a pus problema până acum. Puțin dezvoltat degetul mare și niște mugurei la degetele, mici. Deci trebuie o operație. E costisitoare această operație? Bănuiesc că da. Nici măcar n-am avut curajul să întrebăm. Da, bănuiesc că da. Sunt costisitoare. Ați avea în momentul acesta un venit atât de solid încât să vă permiteți? Nu mi-am permite operația. Nu, pentru că suntem oameni modești, ca toată lumea. Eu am un salariu de bugetar. Cu ce vă ocupați? Lucrez la Casa Oamenilor de Știință, la Biroul de Achiziții Publice. Și, din păcate, e cu o pensie medicală. Mama câștigă puțin peste 800 de lei pe lună, iar tatăl are o pensie de boală de 1000 de lei lunar. Și de parcă nu era suficientă suferința familiei, tatăl lui Teo a suferit o operație de ulcer în 2010 și spune că din cauza anesteziei a rămas cu probleme, un ușor retard. Mai are și o cataractă la ambii ochi care îl chinuie. Abia își mai vede fiul. Îi zărește mai mult forma corpului, dar nu s-a pus problema unui consult la medic. Nu are posibilitatea și tot ceea ce își dorește e ca mâna lui Teo să fie întreagă. Problema e să găsim medicul potrivit, care să facă tot ce se poate în așa fel încât mâna dreaptă să fie cât mai funcțională. Adică... vorba de operație în străinătate? Sincer să fiu, neavând posibilitățile, nici n-am sperat. Am mers pe recuperarea pe partea stângă și am făcut gimnastică de recuperare pe partea stângă. V-a fost greu dumneavoastră ca mamă? Da. Mi-a fost foarte greu. Că nu pentru mine ca mamă, că pe mine m-a făcut probabil să-l iubesc și mai mult și să îmi doresc să fiu clipă de clipă lângă el. Mă gândeam la el, nu mă gândeam la mine. Că mai ales că ajunge adolescent, că nu se poate descurca așa cum ar fi trebuit și mă gândeam mereu să am suficientă putere, suficientă energie să-l
sprijin cât mai mult. Am încercat să-mi dau putere singură, că de, nu poți să aștepți. Păi are doi, eu și... Da. Are doi de copii. Din momentul în care s-a născut Teo, aproape pot să spun că n-am mai existat eu. Există, respiră și trăiește doar pentru Teo și în fiecare an de sărbători nu-și dorește decât să aibă mai multă putere și mai multă răbdare pentru ca băiatului ei să nu-i lipsească nimic. Cum va fi Crăciunul pentru dumneavoastră? E o bucurie de fiecare dată, o bucurie. În primul rând, caut un brad în fiecare an. Da, fără brad nu există și oricât de mic, oricum ar fi, n-a existat Crăciun fără brad. El își dorește uneori mai mult decât Teodor. Bradul, să punem luminițe și ce ne aduce moșul acolo? Îți dorești ceva anume? Nu prea doresc anumite chestii sau... Poate cu mâna sau nu știu cum să... Nu prea îmi doresc. Cel mai mult îți dorești să se refacă oarecum mâna ta? Poate da. Să fiu ca un copil normal, cu mână, așa.